Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, susține că niciun stat membru al Uniunii Europene nu a dorit să ia vreun urs, specie protejată în România, nici măcar pentru grădinile zoologice, precizând că multe țări nici nu mai au această specie de 100 de ani. Grațiela Gavrilescu a adăugat că România are, conform statisticilor fondurilor cinegetice, o populație de circa 7.000 de urși, dar numărul în realitate ar putea fi mult mai mare și nimeni nu poate spune exact cât. Ministrul Mediului a spus că în urma unui studiu realizat de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a fost aprobat un plan de măsuri cu privire la speciile carnivore, respectiv urși și lupi. Printre acțiunile cuprinse în acest plan, Gavrilescu a menționat inventarierea urșilor, ciparea lor sau construirea de țarcuri. Un alt element important este confecționarea și instalarea cât mai multor semnale de avertizare pentru turiști cu privire la modul cum aceștia trebuie să gestioneze deșeurile și să nu le mai arunce pe unde apucă pentru a limita tendința urșilor. Și lor să coboare din habitat către orașe. Nu în ultimul rând, Grațiela Gavrilescu a subliniat și importanța ca relația om-animal să fie păstrată așa cum trebuie, dar având ca țintă și obiectiv păstrarea necurmată a siguranței cetățeanului.